Nu se potrivește. Ce faci, Nicule? Dar ce să fac? Îmi cau haine, că mă duc la petrecere. Ce petrecere? La petrecerea milionarilor. Mircea Bravo dă petrecere cu ocazia faptului că a făcut un milion de urmăritori, de subscriber pe YouTube și mă duc acolo să mă întâlnesc cu Mircea, cu Cristi, cu Mihaela Tchaikovsky. Ce să-i transmit din partea ta? Cu o pup. Și o vodcă bună, nu? Și o vodcă bună și pe bunicuța din Chinten, pe tantile nuți. Dă-i Dumnezeu sănătate. Să vorbim un pic de pui, de cloște, de găini, de nuți, de nu știu ce. O să fie Cucu, Bogdan Rădulescu, Tibi Codorean, Cristi Ciui. Numai grei. Și de-aia trebuie să mă îmbrac cumva, că nu pot să apar așa la... Bine, e o masă, nu-i petrecere, dar... Dar pe mine nu m-au chemat. Au zis că pe tine te cheamă când face 2 milioane. Da. Cine așa dracu că... să-l cheme pe foc aia care râde în pot? Mai așteaptă 3, nu să facă 2 milioane Mircea și te iau pe bilet și pe tine. Eu te aștept atunci la show, la atelier. Mergem și în atelierul de pizza, că nu stau mult la petrecere, la masa festivă. Vezi, nu întârzic, eu nu cunosc pe nimeni acolo și poate să leagă careva de mine. Oricum muști tu primul pe scenă, sper să ți se alege glumele. Hai că e bine, hai. Na bine, atunci mă duc acasă. Ce kilo să-mi iau? 25 de lei. Cum pe al dracului până la Wonderland. Stai să văd dacă am... Dacă... Mircea! M-a forțat Vlad, mi-a luat GoPro, mă, și-a luat 30 de milioane, voi aveți? Ioi. Bine, mulțumesc, maestre, apelați cu încredere. 18.59, da, cursă contra cronometru, da, da. La nou spectacol în Florești. Dar până atunci, să ne bucurăm, să ne bucurăm. În sfârșit, pot să văd și eu să ating un milionar. Un milionar. Ai dat jumătate de milion acolo la taxi. Aproape jumătate de milion. Deci bine, hai să te pup. Ce felicitări. Fac? Mulțumesc, mă bucur să vin aici la... Da? Bună! Haideți să vă fac poză. Se poate? Cum să nu se poate? Mulțumim! Idealul vieții mele. Stați amândouă și după aia pe rând. A, nu! A, vreți deodată? Mă cearta mantul, e la masă. Bine. Cristi. Hai și tu lângă. Eu vin, dar te rog frumos. N-a fost invitat, dar ca să iasă bine poza. Te-am văzut. Excelent. Bravo, bravo. Nivel scăzut al bateriei. Când hai, când mă prinde ospătarul, domn profesor, ai grijă. Nu... Când îl pozez pe Mircea Bravo, scade bateria. Vă rog frumos, pentru amant. Aia cu amant, fără amant, haide. Așa, excelent. Excelent, zâmbiți. Stați lângă un bilionar. Jeff Bezos de Ardeal. 70 de poze v-am făcut. Aici ai cu plic? Aici, da, într-o spătar cu plic. Pentru cine? Să trăiți, să trăiți. Ioi, ce frumos e. Unde-s femeile? În care bună. Am suat-o pe Ramon, ai pe drum. Punctul roșu e că filmează sau baterie? Aha. Da. Nu știu, arată aici că filmează, vezi? Dar unde se pune asta? Asta? Se pune într-un suport. Domnul ospătar, să rămână pentru ceai, un gin, sănătate, noroc și la mai mare. Nicule, ne bucurăm mult că ai venit. Mă bucur și eu. Dezbrăcați-vă și în jacuzzi. De la masa milionarilor, vă pup. Din partea miresei? Da, da. Dacă... Ai adus pari, mă. Mihaela. Bine ați venit. Nebunia. Cu tine nu mă pup, Tudor, cameramanul oficial. Horatiu. Horatiu. Hello everybody. Bine ai venit. Bine te-am găsit. Adevăratul tată. Numai lume bună. Din partea miresei, din partea mirelui, cu MC-ul după dumneavoastră. Nicușor. Frumos. Bine ați venit. Esența anunților de calitate, o soacră bună și un MC genial. Poftim. Good to see you. Ce-i fac? În vin, în podcast la Nicu mâine am azonde. Mă, ce greu. Dar mâine ne revenim. Cu drag, nu că vin. Cu când zici tu, tu știi că nu mă trag de cor de la lucru. Așa am zis că e și cu virusul ăsta. Tușește o sară, transpiră noapte, pula, gata. Dar nu a fost chiar așa. Panică! Faceți-vă provizii! Acum un an, în martie, țineți minte, provizii, bă, am fost în magazin, în hipermarket, unul avea 30 de baxuri de hârtie igienică și 2 de batistuțe de nas. Atunci mi-am dat seama că e adevărată vorba românească, curul bate gura!
Apropo, noi nu facem podcast în august, așa e? Am luat pauză. Nu, am luat pauză. Apropo, dar nu te plictisești o lună întreagă să nu faci nimic? Poate tu. Eu... Ni. Da, apropo, nu facem ceva spectacole dacă tot avem timp liber? Da, avem unde? Avem. În Apropo Bistro. Apropo Bistro, apropo. Pe Republicii 120. Așa-i zice. Apropo, poți să dai o deschidere? Apropo, poți să vii și tu la început. Apropo, poți să continui și eu. Oh. Ne vedem acolo, de la Opseala. Apropo, sunt și locuri de parcare. La Sigma, că-i vis-a-vis. Faină asta. Faină, faină. De la Opseala, joi, 29. Apropo, vă așteptăm. Apropo, să fiți într-un număr foarte mare. Apropo, 20 de lei bilet, nu? Apropo, până la spectacol, dai să-mi dai 100 de lei. Apropo, chiar voiam să-ți zic că am de dat un telefon. Apropo Bistro, să fiți acolo, joi, 29 iulie, de la 8 seara. Distracție. Apropo, unde te-ai dus? Nu trebuie să montezi tu asta.